Parlament. Există mai... în lume o asemenea situație ca un premier să fugă cu un sfert de oră înainte să fie votat. Mai ales, atenție, că aici nu vorbim de o situație obișnuită. Vreau să înțelegeți un lucru. România este în război. Acum. Nu un război cu o armată inamică, ci cu o criză cu care nu ne-am mai confruntat niciodată și cu care nu știm cum să luptăm. Nu știe nimeni, de fapt. Și în război e numit un general să conducă guvernul, da? Și fuge cu un sfert de oră înainte. În mod normal, într-o țară normală, îl împușcau pentru dezertare. Și pe el și pe toți ceilalți ai lui. I-ați văzut pe liberal ce își dădeau palme de fericire că a fugit Câțu? Din punctul meu de vedere, de azi, PNL-ul este, cum să vă spun, este la fel de periculos ca și coronavirusul, pentru că în momente importante, când oamenii astăzi așteptau să afle ce se întâmplă cu sănătatea, ce se întâmplă cu frontiera, ce se întâmplă cu măsurile economice, au fugit, au dezertat. N-am întâlnit, nu veți mai întâlni niciodată, nicio țară, nicio situație ceva asemănător. Cine este de vină pentru această situație? În primul rând, domnul Câțu, PNL-ul, domnul Orban, care probabil l-a forțat, domnul președinte Iohannis, care a acceptat această retragere. Cei care au venit cu această idee, acum două săptămâni când am propus pe Raed Arafat premier, au râs toți de mine. Acum, de fapt, singurul care mai conduce ceva în România era Raed Arafat, că nimeni nu mai... Cu cine-ți vorbești? Cu Câțu? Cu Orban? În timpul unui război care ne privește pe toți, să ai niște oameni care dezertează și fug din funcții, e ceva fără precedent. În continuare cred, cele 10 măsuri pe care le-am propus de luni. Unele dintre ele s-au adoptat, mai sunt însă altele importante, trebuie puse în practică. Și în continuare cred că PNL-ul s-a descalificat ca partid să mai facă o propunere. Deja e o a doua propunere făcută în bătaie de joc, în mijlocul unei crize. Și dacă PSD, ALDE, eu vorbesc în numele Pro-România, dacă de data aceasta au curaj și propun un candidat de premier, cred că suntem obligați să dăm dovadă de responsabilitate, să propunem un premier serios și o echipă serioasă, să o votăm și să ne ocupăm noi de ceea ce PNL trebuia să se ocupe și au dezertat, au fugit. Propunerea Arafat? Stați, că nu, sincer, nu cred că aveam noi pregătiți un premier că fuge Câțu. Nu aveți nici dumneavoastră așa ceva, nici un om normal la cap nu se putea gândi la așa ceva. Dacă însă spun în această seară, mâine dimineață, și domnul Ciolacu este de acord, domnul Tăricianu l-am întrebat și este de acord. Eu, poate domnul Barna e de acord, poate domnul Hunor Kelemen, adică lideri responsabili și care înțeleg cât de gravă este situația, cred că trebuie să propunem noi un candidat de prim-ministru, toți ceilalți, în afară de PNL, să-l votăm cât mai urgent, să-i dăm toate puterile lui și echipei sale guvernamentale, pentru că suntem în război și tocmai au fugit generalii și coloneii, au dezertat. Făcea aceeași comparație, dar îl numea comandat pe domnul Ludovic Orban. Bun, Orban și l-a împușcat pe Câțu, nu știu care, toți sunt la fel de vinovați. Toți ar trebui să fie în fața curții marțiale pentru dezertare. Dar virtutea celor declarate până astăzi și a votului pe care erați gata să-l dați astăzi, dacă se vine cu propunerea Ludovic Orban din nou premier, PNL-ul nu mai poate să propună pe nimeni după ce și-a bătut joc de două ori de toată România, nu de noi, de toată România. Azi aștepta toată România să avem guvern. Și PNL-ul și-a bătut joc nu odată, de două ori de toată lumea. PNL-ul ar trebui să nu mai îndrăznească să intre prin Parlament după ce și-a bătut. Și va veni cu o propunere nouă de premier. Ce veți face în această situație? Frumos. Nu mă întrebați ce fac niște irresponsabili care și-au bătut joc de România și au dezertat când era momentul cel mai... Eu vă spun ce cred că trebuie să facem noi. Toate celelalte partide din Parlament, cu excepția PNL, trebuie să propunem un candidat cu o echipă, să-i dăm toate puterile, să ia toate măsurile pentru oameni. Mai devreme că nu știe dacă va face o propunere de premier. Pentru că oricum nu a ascultat domnul președinte. Eu sunt convins că suntem într-un moment atât de dificil încât toți ceilalți, cu excepția PNL-ului care s-a descalificat definitiv, trebuie să astă seară, mâine, să găsim persoana potrivită. Mai sunt bărbați și femei politice, ca să nu fiu acuzat. Oameni politici în țara asta, nu doar din ăștia care fug. Vorbim de nume anume?
eu v-am făcut o propunere, nu e bună, orice altă propunere bună o susținem. Vă gândiți la dumneavoastră? Nu, pe domnul Raed Arafat. Raed Arafat. Da. Okay. Dacă președintele României va veni el nu cu o variantă de premier... Nu toate întrebările cu dacă și cu parcă, dar pentru că nu există orice posibilitate în România. Să vină cu o variantă dictatura. De premier, să vină cu o variantă de premier tehnocrat. De exemplu, Nicolae Ciucă. Nu vreau să speculez cu dacă și cu parcă, și dumneavoastră speculați acum, de fapt, că nu știți. Știa cineva că... S-a mai enunțat această variantă a unui guvern tehnocrat. Bun. În acest moment ne trebuie un guvern din care să fie izgoniți dezertorii de la PNL și care se ocupe de România. Vă mulțumesc. Și noi.